Că atunci când ești foarte tânăr, ți se pare hai să-i spunem un soi de joacă ceva de genul acesta, dar cu cât trece timpul, cu atât conștientizezi responsabilitatea actului artistic. Cel puțin așa sunt eu construită. Și sigur că faci cu pasiune, faci cu plăcere această profesie, dar nu ai voie să, să greșești, nu ai voie să o faci oricum. Trebuie să fii Impecabil în permanență. Și eu mai am o nebunie. Eu vreau să mă aud cântând pe mine și pe ceilalți, dar despre mine vorbesc acum, ca atunci când ascult un CD.